Unde o să stați? Aici, că... Perfect. Dați minerală sau plată? Plată, plată. Stăm un pic mai aerisit. Unde stați, domnul Marcel? Eu zic să stăm aici, pe un joc, nu? Așa, da, dacă ați fie pe... Și scot în spate un scaun de aici. Vinii cu... Da, da, da. Și aici scaunul ăsta. Da. Asta putem să o punem jos? O să o dau eu jos, mă, să-mi iau aici ceva. Să ne spune și cât să dăm lumina de tare, să nu urbească. Să nu urbească. Aduc pe cineva. Ce se pasă? Păi eu nu am putut să aduc. Căciulă sau fără? Stau fără căciulă, nu? Nu pot. Ce-ți fie? A, în altul? Pe cât mulți mă deja e și un sfert. Să mai vină până acum, nu e un copil. Deci o să stau eu aici? Da? Sau stau eu acolo? Nu, stau aici, la microfoane. Da? A, și nu pare vădătate, da, că nu e, da. Nu, ce să... Bună seara, bine ați venit. Ați luat un telefon, nu? Sau uite? Nu, bună seara, bine ați venit. Ca la toate activitățile noastre, începem cu o rugăciune. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacuvioase Părinte, binecuvintează! Cu noi este Dumnezeu, ca să dar, ca să iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Bună seara, bine ați venit! Eu o să vă plictisesc un minut, rolul meu, fiind acela de a prezenta pe Părintele Iustin. Privind în sală, îmi dau seama că ar fi inutil. Tot ceea ce vă pot spune, pentru acei care poate nu-l cunoașteți, Părintele Iustin este un tip fascinant. Vă invidiez pe acei dintre dumneavoastră care nu l-ați cunoscut pentru plăcerea de a descoperi. Aș vrea spune două cuvinte despre motivul
acestei conferințe. Poate vă întrebați de ce o școală în secolul 20, care noi așa am evoluat atât de mult în de-a lungul secolului, de ce mai vorbim despre un om care a trăit acum 1600 de ani. Motivul pentru care am dorit să vorbim despre acest om, pentru că o să vedeți din prezentarea părintelui, nu e vorba atât de principiile de viață în scrierile Sfântului Ioan Casian, ci e vorba despre principiile vieții fără de moarte. Noi am constatat la școala brâncovenească că lumea a luat o razna. Adică vedem în programa de învățământ că istoria nu mai e predată corespunzător, vedem că se dorește scoaterea religiei din școli, vedem că se promovează homosexualitatea și mai mult decât atât a început această nebunie a identității de gen. Adică sexul nu mai este dat de cum te-ai născut, ci cum îți închipui tu că ai putea fi. Această ideologie a identității de gen, care deja este prezentată în programa școlară în Canada și în Statele Unite, a dus deja la o mare aglomerație la clinicile de psihologie și psihiatrie cu copilași care efectiv au luat o razna datorită acestei educații. Ei, acesta este motivul pentru care am vrut să discutăm și l-am rugat pe Părintele Iustin să ne prezinte niște principii de viață care să ne asigure și fericirea copiilor noștri și fericirea noastră și certitudinea că viața veșnică există. Părinte Iustin, vă rugăm. Mulțumesc, domnule Marcel. Mulțumesc, mulțumesc organizatorilor. De asemenea, mulțumesc în al preasfințitului Teodosie, fără a cărui binecuvântare nu ar fi fost posibilă întâlnirea din seara aceasta. Și de asemenea, nu în ultim rând, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, pentru că ați răpit din timpul dumneavoastră prețios ca să veniți în seara aceasta aici la Casa de Cultură din Constanța, să vă întâlniți, trebuie să vă spun din capul locului, cu Sfântul Ioan Casian. Dacă la alte conferințe anterioare obișnuiam să vorbesc liber, în seara aceasta prefer să îl citez întru totul pe Sfântul Ioan Casian. Scopul conferinței din seara aceasta fiind, de fapt, popularizarea învățăturilor ascetice și morale ale Sfântului Ioan Casian. Dintr-un început, am să vă fac o scurtă biografie a Sfântului, după care vom trece în expunerea propriu-zisă a învățăturilor sale. Trebuie să vă spun că evenimentul din seara aceasta este primul eveniment dintr-o serie de evenimente pe care le va organiza Mănăstirea Sfântului Ioan Casian cu scopul acesta de a promova învățătura și personalitatea Sfântului Ioan Casian. Recunosc că trebuia să fac lucrul acesta de mai multă vreme, dar, așa cum suntem obișnuiți, mai ales noi românii, niciodată nu este prea târziu. Așadar, Sfântul Ioan Casian s-a născut în jurul anului 360 în provincia romană Sciția Minor, Dobrogea de astăzi, a murit în anul 435 la Marsilia, unde a întemeiat două mănăstiri, una de maici și una de călugări, fiind înmormântat în biserica Sfântului Victor, ctitoria sa.
cu mult înainte a lui Magellan și a lui Columb, Sfântul Ioan Casian a călătorit pe 3 continente, Europa, Asia și Africa, adunând neprețuite comori duhovnicești, de la marile personalități ale bisericii sfârșitului de secol IV. Astfel, îl întâlnim pe Sfântul Ioan Casian în copilăria sa, dobrogeană, ospătându-se duhovnicește alături de călugării sciți. Apoi îl întâlnim la locurile sfinte, din Ierusalim, în Egipt îl vedem alături de renumiții părinții ai pustiei, la Constantinopol îl vedem alături de Sfântul Ioan Gură de Aur, apoi la Roma, alături de viitorul papă și sfânt Leon cel Mare, revărsând în final toate acumulările lui de o viață pe tărâmul stâncos al Marsiliei. În decursul vieții sale, Sfântul Ioan Casian deseori își va aminti de locurile natale, în care se găsea averea moștenită de la strămoși. Își va aminti de frumusețea regiunilor cu întinderi, singurătăți și păduri care puteau nu numai să îl încânte pe un monah, dar chiar să-i dăruiască cele mai bune mijloace de trai. În plus, își amintea cu mare dor și de părinții săi trupești, zicând de câtă evlavie și pietate era plină inima părinților noștri. Știam că ei nu ne-ar împiedica niciodată de la înfăptuirea planurilor noastre și ne gândeam mereu că mai mult lor le datorăm înaintarea noastră duhovnicească. Ne scuteau de orice griji, ne asigurau toate ale traiului, îndeplinind ei cu bucurie tot ceea ce ar fi trebuit să facem noi. Din copilărie m-am aflat printre călugări, scria Sfântul Ioan Casian cu nostalgie. Dintre aceștia s-a apropiat în mod deosebit de cuviosul German, care i-a devenit prieten pentru tot restul vieții și pe care l-a numit frate după duh și nu după trup. În jurul anului 378 după Hristos, Sfântul Ioan Casian împreună cu sora sa și cuviosul German pleacă într-un pelerinaj la Ierusalim, unde cei doi prieteni se închinoviază într-o mănăstire de călugări din Betleem, iar sora Sfântului intră într-o mănăstire de maici, pe care nu o va părăsi niciodată. Amintindu-și de acea perioadă, Sfântul Ioan Casian scria: am început atunci să ne dorim un mai mare har al desăvârșirii și astfel ne-am hotărât să plecăm imediat în Egipt. În Egipt au cunoscut pe mari părinți ai pustiei din vremea aceea, Ava Moise, Daniel, Serapion, Serenus, Pafnutie, Isaac și alții, de la care au învățat exercițiul virtuților, curăția inimii și știința viețuirii duhovnicești. Mai întâi, prin exemplul lor personal și apoi prin dialoguri de o rară frumusețe filocalică. Aceste dialoguri, foarte importante pentru cei care își doresc desăvârșirea creștină, au fost redactate în scris și, din fericire pentru noi, se păstrează până astăzi. În seara aceasta, așadar, ne vom ocupa de primele două convorbiri dintre cele 24 de convorbiri, și anume convorbirile cu Ava Moise și cu Ava Serenus. După sosirea celor doi prieteni, Casian și German, în pustia Egiptului, prima convorbire duhovnicească au avut-o cu Ava Moise, despre care Sfântul Ioan Casian ne spune: îi cunoșteam foarte bine caracterul inflexibil. Știam că nu accepta să deschidă poarta către desăvârșire decât pentru cei ce o doreau cu înflăcărată credință și o căutau din toată inima. El nu vorbea în niciun caz celor ce nu voiau să-l asculte, fiindcă socotea
că dacă împărtășește celor nedemni și care primesc în silă lucrurile necesare și vrednice a fi descoperite numai celor ce doresc perfecțiunea, poate da impresia că a pătruns în el fie viciul lăudăroșeniei, fie crima trădării. Să ne amintim că Mântuitorul Iisus Hristos le spunea ucenicilor săi: cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. El nu silește, nu constrânge pe nimeni, pentru că spune cel ce voiește, lăsând fiecăruia libertatea de a fi stăpân pe propria sa voință. Aceeași pedagogie o foloseau și mari dascăli și asceți ai pustiei. Pentru că cei doi prieteni nedespărțiți, Casian și German, au arătat că își doresc cu adevărat desăvârșirea, prin îndelungi rugăminți, Ava Moise, după un timp îndelungat de tăcere, a început să le vorbească și le-a zis: nimic nu se face în viața creștinului fără un scop precis, fără un plan și fără cunoașterea mijloacelor și a căii de urmat. De altfel, toate meseriile și profesiunile, spunea el, își au un scop și un punct final, către care, privind cel ce se îndeletnicește cu oricare dintre aceste meserii, trebuie să depună toate eforturile ca să ajungă la acest punct final. Așadar, și viața creștinului își are un scop propriu, pentru atingerea căruia nu numai că răbdăm ușor toate muncile, dar chiar le îndeplinim cu plăcere, motiv pentru care posturile nu ne descurajează, ceasurile de priveghere nu ne obosesc, meditația continuă și citirea cărților sfinte ne desfătează, iar munca neîncetată, îmbrăcămintea sărăcăcioasă, lipsurile nu ne dezarmează. Dar care este scopul și punctul final al vieții creștinului care își dorește desăvârșirea? Desigur, capătul drumului nostru este împărăția cerurilor. Dar, zice Ava Moise, mai înainte de a ajunge în împărăție, suntem datori să știm care trebuie să fie scopul nostru apropiat, adică planul de care trebuie să ne simțim legați permanent ca să putem ajunge la acel scop final, împărăția cerurilor. Într-adevăr, capătul drumului nostru este împărăția lui Dumnezeu, dar ostenelile drumului, fără cunoașterea căii de urmat, nu duc la izbândă. Iar calea, adică mijlocul sau scopul apropiat prin care dobândim împărăția, este inima curată. Fără o inimă curată, este cu neputință cuiva să ajungă la acel ultim punct urmărit. De aceea Hristos zice: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Această lege este cea care va călăuzi toate căutările noastre și le va concentra spre scopul final urmărit. Scopul apropiat, curăția inimii, este cel care ne va conduce, într-adevăr, către împărăția lui Dumnezeu. Către acest scop apropiat trebuie așadar să se îndrepte toate faptele noastre, toate gândurile noastre și toată dorința noastră. Am văzut pe unii disprețuind bogății enorme, le spunea Ava Moise, dar care se tulbură pentru lucruri mărunte, pentru un cuțit, un condei, un ac, o pană de scris, dacă și-ar fixa neclintită în minte preocuparea pentru o inimă curată, niciodată n-ar da atenție unor astfel de lucruri mărunte
și nu le-ar pune pe acestea mai presus de cele însemnate și de valoare, adică dragostea apostolică, fără de care totul este fără preț și fără folos. Prin urmare, toate se petrec în adâncul sufletului nostru, în care diavolul și viciile nu trebuie să-și găsească sălaș, pentru că în noi trebuie întemeiată împărăția lui Dumnezeu. Rezultă de aici primul principiu de bază al viețuirii creștine. Tot ce poate tulbura această curăție a inimii noastre, oricât ar părea de util și de necesar, trebuie evitat ca vătămător. Pentru aceea, nimeni nu-L cinstește pe Dumnezeu, niciunul nu-L pomenește pe Dumnezeu cu adevărat, chiar de ar declara de 1000 de ori că este creștin sau monah, dacă face ceea ce Domnul îi interzice și nici nu este în mod sincer slujitor al lui Dumnezeu, cel ce disprețuiește cu îndrăzneală neînfricată poruncile sale. Așadar, dacă împărăția lui Dumnezeu este în noi și dacă această împărăție a lui Dumnezeu este dreptate, pace și bucurie, înseamnă că cel ce trăiește în dreptate, în pace și în bucurie, este în împărăția lui Dumnezeu. Și dimpotrivă, cel ce trăiește în nedreptate, în dezbinare și în tristețe aducătoare de moarte, se găsește în împărăția diavolului și în iadul morții. De aici rezultă un nou principiu al viețuirii creștine, așa cum împărăția diavolului se dobândește prin practicarea virtuților, tot așa împărăția lui Dumnezeu se dobândește prin exercițiul virtuților. Cu alte cuvinte, trebuie să luptăm împotriva viciilor în așa fel încât fiecare dintre noi, descoperindu-și viciul de care este molipsit cel mai mult, împotriva lui să dea lupta principală, potrivindu-și față de loviturile lui toată grija, atenția și observația. Prin cel de-al doilea dialog pe care Sfântul Ioan Casian îl are cu Părintele Serapion, ni se lămurește felul în care cele 8 vicii principale otrăvesc neamul omenesc și modul în care putem lupta împotriva lor, dobândind ceea ce ne dorim cu toții, curăția inimii, fără de care nimeni dintre noi nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Ne-am hotărât, spune Sfântul Ioan Casian, dacă la rugăciunile voastre ne va da Dumnezeu putere, să pornim lupta împotriva celor 8 mari păcate, și anume primul, cel al lăcomiei, adică al îmbuibării de mâncare, al doilea, al curviei, al treilea, al iubirii de arginți, prin care se înțelege zgârcenia sau patima de bani, al patrulea, al mâniei, al cincilea, al tristeții, al șaselea, al descurajării, adică al neliniștii sau al dezgustului inimii, al șaptelea, al slabei deșarte sau al cenodoxiei și al optulea, al trufiei. Vom cerceta mai întâi, zice Sfântul Ioan Casian, cum se cuvine natura acestor patimi, care este atât de subtilă, atât de ascunsă și atât de greu de pătruns. Apoi vom înfățișa cauzele lor și, la sfârșit, vom aduce leacuri potrivite pentru vindecarea lor. Așadar, prima luptă pe care o are de dus nevoitorul, ce își dorește desăvârșirea prin curățirea inimii de patimi
este împotriva Duhului lăcomiei pântecelui. Păcatul lăcomiei la mâncare, zice Sfântul Ioan Casian, sau îmbuibarea pântecelui se arată atunci când te grăbești la mâncare înainte de ora fixată, sau atunci când găsești plăcere în umplerea stomacului și în înfulecarea cu lăcomie a mâncării, și atunci când dorești mâncăruri alese și scumpe. Sfântul Ioan Casian acceptă că nu este o regulă general valabilă pentru toți în ceea ce privește mâncarea. Timpul mesei, cantitatea și calitatea mâncărurilor pot fi felurite negreșit după starea diferită a trupurilor, după vârstă ori sex. Totuși, scopul înfrânării este același pentru toți. Nimeni să nu se încarce de mâncare până la săturare, chiar dacă i-ar sta în putință. Într-adevăr, nu numai calitatea mâncării, dacă este de dulce sau de post, dar și cantitatea mâncării tocește ascuțimea minții și, îngreunând și duhul odată cu trupul, ațâță focul primejdios al patimilor. Un pântec îmbuibat de tot felul de alimente naște semințele desfrâului și mintea înnăbușită de greutatea mâncărurilor nu mai poate păstra cârma dreptei judecăți. Mintea negreșit se amețește nu numai de beția vinului, spune Sfântul Ioan Casian. Desfrâul și pierzania le-a venit celor din Sodoma nu de la beție, ci de la îmbuibarea cu pâine. Prin ce a păcătuit cu adevărat sora ta Sodoma, zice profetul Ezechiel, decât că își mânca pâinea sa până la sațiu și îmbuibare? Ori dacă pe aceea din Sodoma și Gomora numai necumpătarea la pâine i-a împins ca urmare a îmbuibării în prăpastie atât de adâncă a ticăloșiilor, ce trebuie să cugetăm despre cei care, cu trup sănătos fiind, își îngăduie o hrănire fără de măsură cu carne și vin, folosindu-le nu după cât le cere slăbiciunea trupului, ci după cât îi îndeamnă pofta inimii. Sfântul Ioan Casian recomandă celui care vrea să lupte cu această patimă numai atâta hrană să-și îngăduie, câtă îi este de ajuns pentru a trăi, nu câtă îi cere pofta, iar mâncarea lui să fie simplă, ieftină și ușor de procurat. Cu toate acestea, nici mâncărurile mai hrănitoare, care contribuie la sănătatea trupească, nu sunt o primejdie pentru viața duhovnicească, dacă sunt folosite cu cumpătare. Pentru că toată energia dobândită din această hrană este într-adevăr consumată în suferința și slăbiciunea cauzate de boală. Curățirea Duhului, spune Sfântul Ioan Casian, este strâns legată de flămânzirea trupului, pentru că cine nu va fi în stare să-și înfrâneze dorințele pântecului, nu va putea să reziste niciodată îmboldirilor poftei aprinse a cărnii. Aceasta este pentru noi prima luptă. Este ca o primă probă în întrecerile olimpice, zice Sfântul Ioan Casian, și anume, din râvna pentru desăvârșire, să stingem pofta gurii, adică plăcerea gustului, și pofta pântecelui, adică îmbuibarea. Cei care doresc desăvârșirea, așa trebuie să-și orânduiască posturile, ca și când ar vrea să trăiască în trup 100 de ani, și așa să-și pună frâu pornirilor sufletului,
să uite de jigniri, să alunge tristețile, să disprețuiască durerile și pierderile, ca și când ar muri în fiecare zi. Remediul, cu ajutorul căruia putem înlătura duhul lăcomiei din inimile noastre, este enunțat de Sfântul Ioan Casian în următorul principiu. Nu vom putea disprețui plăcerile mâncărurilor pământești decât dacă mintea, contemplând la cele veșnice, își va găsi desfătarea în dragostea pentru virtuți și în frumusețea hranei cerești. Numai așa toate cele pământești vor fi desconsiderate ca fiind lucruri trecătoare. Mai departe, Sfântul Ioan Casian povestește de Ava Paesius, care își ducea viața retras într-un pustiu nemărginit. Venind la el odată Ava Ioan, superiorul unei mari mănăstiri, cu mulți monahi, l-a cercetat ca pe un vechi frate și prieten, întrebându-l cum și-a petrecut toți acești 40 de ani de când, despărțit de lume, n-a mai fost tulburat de niciun frate în pustie. Ava Paesius i-a răspuns simplu: soarele nu m-a văzut niciodată mâncând. Dar să nu credem că poate fi îndestulător, zice Sfântul Ioan Casian, pentru desăvârșirea inimii și neprihănirea trupului, numai acest post de mâncăruri văzute, dacă nu-l vom uni pe acesta cu postul sufletului, căci și sufletul își are mâncărurile lui vătămătoare, de care, îngrășându-se, se rostogolește în prăpăstiile desfrâului. O asemenea mâncare pentru suflet este defăimarea aproapelui, mânia, invidia, slava deșartă, de care vom vorbi mai departe. A doua luptă pe care o are de dus nevoitorul ce își dorește desăvârșirea prin curățirea inimii de patimi este împotriva duhului desfrânării. Păcatul desfrânării, zice Sfântul Ioan Casian, îmbracă trei forme. Unirea dintre cele două sexe în afara căsătoriei, necurăția sau păcatul lui Ionan, cunoscută și sub numele de Malahie, și pofta ochilor, așa cum zice Domnul, cel ce se uită la o femeie poftindu-o, acela a și făcut adulter cu ea în inima lui. Pentru că ochii nu fac decât să ofere sufletului slujirea lor. Bolnavă de rana aceasta a desfrânării este de fapt inima, care vede pentru a se învăpăia de dorințe. Așadar, a doua luptă, după învățătura bătrânilor, este împotriva duhului desfrânării. Lupta aceasta este un război lung și mai crâncen decât toate celelalte, terminat cu biruință de foarte puțini dintre noi. Războiul acesta înfricoșător începe să asalteze neamul omenesc chiar din primul moment al tinereții și nu se stinge decât numai după ce vor fi înfrânte mai întâi celelalte vicii. Războiul acesta fiind dat pe două fronturi, trupesc și sufletesc. De aceea, pentru a dobândi și a rămâne stăpâni pe o desăvârșită neprihănire a trupului și a sufletului, nu este de ajuns numai postul în sine, înfrânarea de la mâncare, ci trebuie adăugate și căința inimii, rugăciunea stăruitoare, cugetarea continuă asupra Scripturilor, cât și osteneala și lucrarea mâinilor, care opresc mintea din cutreierul ei nestatornic. Dar înainte de toate, trebuie să punem temelie
adevăratei smerenii, fără de care nu se va putea dobândi niciodată triumful împotriva vreunui viciu. Vindecarea acestei patimi depinde, într-adevăr, mai ales de desăvârșirea inimii. Din inimă, zice Domnul, ies gândurile rele, uciderile, adultere și desfrânările. Carnea firește îndeplinește hotărârea și porunca inimii. Pentru aceea trebuie să ne supunem trupul cu cea mai mare sârguință cumpătării la care ne obligă posturile. Și să punem deopotrivă și sufletul la post de celelalte vicii, adică de făimarea, mânia, invidia, slava deșartă, trufia, ca să ne putem ridica pe culmea înaltă a adevăratei nevinovății. În lupta cu patima desfrânării se poate ajunge la două măsuri, spune Sfântul Ioan Casian, abstinența și castitatea. Sfântul Ioan Casian zice, una este a fi abstinent și alta este a fi cast. Nu ne îndoim că sunt mulți abstinenți printre noi, care, de teama iadului sau din dorința împărăției cerurilor, sting sau înnăbușă ispitele cărnii pe care, sau rar, sau zilnic le înfruntă. Aceștia, după spusa bătrânilor, nu pot însă tot timpul să fie feriți și neatinși de răni. Pe de altă parte, castitatea este cu totul și cu totul altceva. Este starea de feciorie cu trupul și cu mintea. Cei care au ajuns la măsura castității, datorită curăției minții și a trupului lor, nu mai simt ghimpii cărnii decât ca o mișcare a naturii și nu ca un asalt al poftei ticăloase. Această stare poate fi atinsă foarte greu în mijlocul oamenilor. Să trăiești în trup și să nu simți ghimpii cărnii, aceasta este mai presus de fire. Este cu neputință ca omul să se îndrepte în zbor cu propriile lui aripi, ca să zic așa, către un dar atât de înalt și ceresc, dacă bunăvoința Domnului nu-i va smulge din tina pământului prin harul castității. Nici o altă virtute nu-l face pe om egal prin viețuire cu îngerii, mai mult decât vrednicia și harul castității. Prin urmare, ca să ne vindecăm de patima desfrânării, mai întâi trebuie curățite cu toată grija cele ascunse ale inimii noastre. Niciun gând fugar să nu admitem să ia ființă în lăuntrul nostru și să nu ne pângărim printr-un acord tacit cu gândurile de care ne-am rușina dacă ele ar fi cunoscute de oameni. Semnul vădit și de plină dovadă a acestei curății vor fi atunci când nicio imagine învietoare nu ne va mai apărea când dormim, sau cel puțin, dacă s-ar ivi deodată, nu ne va mai putea stârni nicio zvâcnire a poftei. Într-adevăr, deși o astfel de emoție în timpul somnului nu este socotită chiar un păcat de plin, totuși este semnul că nici mintea nu a atins desăvârșirea și nici patima nu a fost arsă cu totul. De altfel, calitatea gândurilor noastre, vegheate cu mai puțină grijă ziua din cauza ocupațiilor noastre, se probează în odihna de noapte. Remediul cu ajutorul căruia putem înlătura duhul desfrânării din inimile noastre este enunțat de Sfântul Ioan Casian în următorul principiu. Ori de câte ori ni se va fi furișat în gând amintirea trupului femeiesc prin ațățarea vicleană a iscusinței diavolești,
să ne grăbim să o alungăm cât mai iute din lăuntrul nostru, punându-ne în față mai întâi amintirea mamei, a surorilor, a rudelor sau a anumitor femei cuvioase. În acest scop trebuie necontenit să ne amintim de acea povață a înțeleptului Solomon. Păzește inima ta mai mult decât orice. Starea curăției desăvârșite o vom putea menține necontenit dacă vom cugeta că Dumnezeu vede și cunoaște faptele ascunse ale noastre, chiar și toate gândurile de zi și de noapte, și dacă vom crede că îi vom da socoteală pentru toate câte se află în inima noastră, la fel cum vom da socoteală pentru toate faptele și gesturile noastre. Deci, pentru ca aceste imagini înșelătoare să nu se mai furișeze nici în somn, trebuie să păstrăm mereu un post egal și măsurat. Apoi, fără încetare, trebuie să coborâm la o adâncă umilință a inimii și la răbdare și să ne ferim din răzputeri zi de zi, de mânie și de celelalte patimi. A treia luptă pe care o are de dus nevoitorul ce își dorește desăvârșirea prin curățirea inimii de patimi este împotriva duhului iubirii de arginți. Păcatul iubirii de arginți, cunoscut și sub numele de arghirofilie, este un război străin de natura noastră, zice Sfântul Ioan Casian, care vine ori dintr-o minte bolnavă din cauza nepăsării sau a unei greșite libertăți de voință, ori dintr-o dragoste căldicică față de Dumnezeu. Dacă celelalte vicii, înțepăturile mâniei, tristețea, pornirile naturale ale cărnii, lăcomia, apar în ființa noastră înainte de a fi în măsură să facem deosebirea între bine și rău, punând stăpânire pe om chiar de la cea mai fragedă vârstă, această boală, arghirofilia, vine asupra noastră mai târziu și din afară. Și cu cât mai ușor poate fi evitată și respinsă la început, cu atât devine mai primejdioasă decât toate celelalte vicii și mai greu de alungat după ce a pătruns în inima noastră, făcându-se, după cum zice Sfântul Apostol Pavel, rădăcina tuturor relelor. Din momentul în care această patimă va pătrunde în sufletul slab în credință, odată cu sporirea banilor, se dezlănțuie în el o sălbatică lăcomie de câștig. Stăpânit numai de dorința de câștig, văzul inimii lui nu este îndreptat spre nimic altceva decât cum și de unde ar putea să câștige bani mai mulți. De acum nu se mai înfioară de nicio minciună, de nicio făgăduință, de niciun furt. Nu mai șovăie să-și calce cuvântul dat, să răbufnească în vijelia unei mânii pierzătoare, dacă, din vina cuiva, a pierdut un câștig sperat. Și nu stă la îndoială să treacă peste măsura la care îl obligă cinstea și umilința. Pentru el, aurul și speranța de câștig ajung să țină loc de Dumnezeu în toate momentele vieții sale. Din acest motiv, fericitul apostol a declarat că patima aceasta este nu numai rădăcina tuturor relelor, ci chiar o închinare la idoli. Patima iubirii de arginți este atât de tiranică, încât odată ce a robit sufletul cuiva, nu-i mai îngăduie să respecte nicio regulă a onestității. Și
și nu se mai simte sătul cu niciun câștig, oricât de mult ar agonisi, deoarece iubitorul de arginți, crezând că își stinge dogoara patimii câștigând, și aprinde și mai mult. Să ne amintim de apostolul Iuda, care urmându-l pe Hristos, asemenea celorlalți apostoli, din patima iubirii de arginți, ajunge să-l trădeze pe Domnul și pierde astfel nu numai treapta de apostol, ci și viața sa, punându-și capăt zilelor. Remediul cu ajutorul căruia putem înlătura duhul iubirii de arginți din inimile noastre este enunțat de Sfântul Ioan Casian în următorul principiu: căci nu prin bogății, ci prin sărăcie se pune capăt acestei patimi dezlănțuite. Patima iubirii de arginți, zice Sfântul Ioan Casian, face victime chiar și printre călugări. Sfântul Ioan Casian zice că adevărații urmași ai apostolilor sunt cei care nu se amăgesc singuri, ci năzuiesc la o asemenea disciplină și regulă de viață, încât se rup cu adevărat de această lume și nu mai opresc nimic din cele ce au disprețuit odinioară, urmând să trăiască din munca lor și nu din banii ascunși. Pentru călugări, patima iubirii de arginți îmbracă trei forme. Prima, atunci când patima aceasta nu-i lasă pe cei ce renunță la cele lumești să se lipsească de averile și de bunurile lor după ce au intrat în mănăstire. A doua formă, care îi îndeamnă să ia înapoi cu și mai mare lăcomie ceea ce au împrăștiat sau au dat săracilor înainte de a intra în mănăstire. Iar a treia, care îi împinge să dorească și să dobândească lucruri pe care, înainte de a intra în mănăstire, nu le-au avut. Mai mult decât atât, acestora le spune Sfântul Ioan Casian că nu le va fi de niciun folos a nu avea bani, dacă dorința de a avea continuă să stăruie în ei. Trebuie precizat și faptul că, așa cum pot fi în păcatul desfrânării chiar și cei cu trupul nepângărit, tot astfel, după simțământul și mintea lor, pot fi osândiți la un loc cu cei avari, chiar cei foarte săraci, între care, să zicem că se numără și călugării, căci le-a lipsit acestora prilejul de agonisire, dar nu și pofta. A patra luptă pe care o are de dus nevoitorul, ce își dorește desăvârșirea prin curățarea inimii de patimi, este împotriva duhului mâniei. Mânia, zice Sfântul Ioan Casian, care trebuie alungată cu totul din sufletele noastre, pentru o travă ei ucigătoare, este de trei feluri. Cea care este în lăuntru nostru, cea care se dezlănțuie în afară prin vorbe sau fapte, și cea care ne tulbură zile și vreme îndelungată. Cât timp mânia stăruie în inimile noastre, orbindu-ne mintea, cu vătămătoarele ei întunecimi, nu vom putea ajunge nici să judecăm cu dreaptă chipzuință, nici să ne bucurăm de văzul unei sublime contemplații și nici să dăm sfaturi înțelepte altora. Am auzit pe unii, zice Sfântul Ioan Casian, care încercând să se îndreptățească, se dezvinovățesc, susținând că nu este rău să ne mâniem pe frații care cad în vreo greșeală, de vreme ce se spune că însuși Dumnezeu se înfurie
și se mânie fie împotriva celor ce nu vor să știe de el, fie împotriva celor care îl disprețuiesc. Așa cum reiese din rugăciunea profetului David, Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. Tulburarea mâniei nu se poate atribui naturii veșnice a lui Dumnezeu fără a comite o mare blasfemie, spune Sfântul Ioan Casian. Mânia este bună doar împotriva patimilor proprii, atunci când ne indignăm asupra acelor fapte sau gânduri din ascunzișurile inimii noastre pe care ne-am rușina să le facem ori să le vorbim în fața oamenilor. Tot astfel, mânia ne aduce bună slujire când ne mâniem împotriva mâniei însăși, fără a îngădui să-și facă lăcaș în adâncul inimii noastre. Fericitul Apostol Pavel a zis: mâniați-vă, dar nu greșiți, adăugând îndată, soarele să nu apună peste mânia voastră, nici să dați loc diavolului. Oare nu este limpede că prin acest mâniați-vă, Apostolul ne îndeamnă să ne mâniem împotriva viciilor și furiilor noastre, ca nu cumva soarele dreptății, Iisus Hristos, să înceapă să apună peste mințile noastre întunecate de mânie și plecând El, Domnul nostru Iisus Hristos, diavolul să ia locul în inimile noastre? Cum să îngăduie Domnul să păstrăm în noi mânia chiar și pentru o clipă, dacă El însuși poruncește, dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aminti că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi venind, adu darul tău. Astfel, El ne poruncește nu numai să iertăm pe frații noștri care ne-au supărat și să ne împăcăm cu ei, ci mai mult, dacă știm că ei au vreo pornire dreaptă sau nedreaptă împotriva noastră, ne impune să lăsăm darul nostru, adică să întrerupem rugăciunea noastră și să ne grăbim mai întâi să ne împăcăm cu ei. Abia după ce le-am potolit mânia, putem înălța neprihănite darurile rugăciunilor noastre. Dacă nu vom ține cont de această recomandare, zice Sfântul Ioan Casian, și vom îndrăzni să înălțăm rugăciuni lui Dumnezeu în stare de tulburare, trebuie să știm că nu rugăciuni adresăm Domnului, ci sfidarea noastră cu duh de răzvrătire. Suntem la fel de vinovați atunci când ne mâniem pe cineva sau cineva se mânie pe noi. Cu sau fără motiv, cu dreptate sau fără dreptate. În toate situațiile trebuie să ne grăbim să stingem mânia noastră sau a celorlalți. Înăbușirea mâniei nu trebuie să atârne de desăvârșirea morală a altuia, ci să vină din puterea noastră duhovnicească, care se dobândește nu prin virtutea răbdării semenilor, ci prin propria noastră îndelungă răbdare. Remediul cu ajutorul căruia putem înlătura duhul mâniei din inimile noastre este enunțat de Sfântul Ioan Casian în următorul principiu: pentru a ne tămădui de plin de această boală, nu este îngăduit în niciun chip a ne mânia pentru cauze drepte sau nedrepte, știind că vom pierde îndată lumina judecății, tăria unui sfat sănătos și însăși cinstea și spiritul dreptății. În plus, față de acestea,
celor ce caută desăvârșirea, nu le este de ajuns să nu se mânie împotriva unui om, pentru că mânia se poate porni chiar împotriva lucrurilor neînsuflețite. Mi-amintesc, spune Sfântul Ioan Casian, când trăiam în pustie, cum mă mâniam împotriva condeiului, dacă scria prea gros sau prea subțire, sau împotriva cuțitului, dacă tocindu-i se ascuțișul, tăia greu cele de trebuință. Nu-mi puteam alunga sau potoli tulburarea Duhului fără să scot vreun blestem, fie împotriva obiectelor fără de simțire, fie chiar împotriva diavolului. De aceea, dacă răvnim să ajungem la cea înaltă răsplată divină, despre care se spune, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu, trebuie să suprimăm mânia nu numai din fapte, ci chiar din adâncul inimii noastre, să o smulgem cu totul. A cincea luptă pe care o are de dus nevoitorul, ce își dorește să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, prin curățarea inimii de patimi, este împotriva duhului tristeții. Păcatul tristeții, care ne desparte pentru totdeauna de contemplația divină, spune Sfântul Ioan Casian, îmbracă două forme, fie ea naștere ca urmare a unei mânii anterioare sau din neîmplinirea vreunei pofte, ori a unui câștig, fie coboară din deznădejde sau dintr-o neliniște nelămurită a minții noastre, fără să existe vreun motiv concret. Într-adevăr, câteodată, chiar fără să existe vreun motiv care să ne pricinuiască această cădere, suntem apăsați de o atât de neașteptată tristețe, încât nu mai putem primi cu bunăvoința de altă dată, nici pe cei dragi nouă, nici pe prietenii sosiți. Oricât de firească ar fi fost convorbirea lor, nouă ni se pare supărătoare și deprisos. Și nu suntem în stare să le dăm niciun răspuns plăcut, fierea amărăciunii punând stăpânire pe toate tainițele inimii noastre. Alte ori însă, pe cel stăpânit de chinurile tristeții sfâșietoare, după ce a pierdut orice judecată sănătoasă, iar pacea inimii i s-a tulburat, duhul tristeții îl face să se comporte ca un om ieșit din minți. Ca și căzut într-o beție, îl doboară și îl prăbușește într-o disperare dureroasă. Trebuie să știm că patimile noastre nu sunt întotdeauna stârnite din vina altora, ci mai degrabă din vina noastră. Noi avem ascunse în noi și cauzele greșelilor și semințele patimilor, care, de îndată ce ploaia ispitelor le-au dat, în mintea noastră încolțesc și dau roade. Pentru aceea, nu prin despărțirea de oameni, cât prin virtutea răbdării, poate fi atinsă desăvârșirea inimii. Pentru că nu scăpăm de cauzele tristeții, separându-ne de oameni, ci doar le schimbăm. Precum un veșmânt ros de molii nu mai poate avea nicio valoare. Precum lemnul brăzdat de carii nu va mai merita să fie folosit spre podoabă, chiar ci numai pentru foc, tot așa este și sufletul chinuit de mușcăturile lacome ale tristeții. Tristețea, totuși, trebuie considerată folositoare numai pentru un singur fapt,
și anume, când o încercăm fie din căință, pentru păcatele săvârșite, fie aprinși de dorința desăvârșirii sau de contemplarea fericirii ce va să vină. Acest fel de tristețe, după cum zice Sfântul Apostol Pavel, este întristarea care aduce pocăință spre mântuire, fără părere de rău. Întristarea aceasta este supusă, binevoitoare, umilă, blândă, bună și răbdătoare, ca una care coboară din dragostea pentru Dumnezeu, din dorința de desăvârșire, rămânând într-o oarecare măsură voioasă și puternică, având în ea însăși toate roadele Duhului Sfânt. Cealaltă tristețe, dimpotrivă, este morocănoasă, fără răbdare, neîndurătoare, pismașă, de o stearpă amărăciune și de o dureroasă disperare. Mai mult, nu ne mai îngăduie să ne rugăm cu bucurie, nici să fim blânzi și răbdători cu frații noștri. Mai există încă și o alt fel de tristețe, care împinge sufletul păcătos nu la îndreptarea vieții, ci la alungarea patimilor, cum face întristarea care aduce pocăință spre mântuire, ci la cea mai pierzătoare disperare. Să ne amintim că acest fel de tristețe, în loc să-l grăbească pe Iuda să-și ceară iertare pentru trădare, l-a împins să-și pună lațul. Remediul cu ajutorul căruia putem înlătura duhul tristeții din inimile noastre este enunțat de Sfântul Ioan Casian în următorul principiu. Toate felurile de tristeți vor putea fi biruite când, având privirea îndreptată spre lucrurile veșnice care vor veni, vom rămâne voioși și neclintiți. Așa se luptă pe care o are de dus nevoitorul ce își dorește să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, prin curățarea inimii de patim, este împotriva duhului neliniștii. Păcatul neliniștii sau lenea, care orbește mintea, oprindu-o de la orice practicare a virtuților, este de două feluri, zice Sfântul Ioan Casian. Unul care ne aduce somn când este cald afară, iar celălalt care ne îndeamnă să părăsim locuința și să ieșim în lume fără un scop precis. Această luptă o avem de dat împotriva a ceea ce grecii numesc achedia și care noi i-am putea spune dezgust sau neliniștea inimii, o stare sufletească vecină cu tristețea și încercată mai ales de cei însingurați. De îndată ce duhul neliniștii a ajuns stăpân pe bietul suflet, îi stârnește omului groază de locul unde se află, silă de locuința lui, dispreț și desconsiderație pentru ceilalți. Îl face leneș și ne în stare de nicio muncă, se lamentează întruna, se tânguie și suspină, compară locul în care trăiește cu alte locuri și înfățișează locurile acelea ca fiind mai folositoare pentru el și viața de acolo ca fiind mai plăcută. Dimpotrivă, toate câte îl înconjoară sunt supărătoare. După o astfel de neliniște a minții și a sufletului, el simte o asemenea sfârșeală în trup și atâta nevoie de hrană, ca și când s-ar fi trudit și istovit într-un drum lung sau într-o muncă grea. Mintea celui stăpânit de duhul neliniștii, fiind tulburată și lipsită de orice noimă,
se umple de o așa neagră întunecime și devine atât de leneșă și de neputincioasă la orice îndrumare duhovnicească, încât socotește că nu-și poate afla niciun alt remediu pentru o atât de adâncă deznădejde, decât vizitând pe cineva sau lăsându-se alinării somnului. În epistola 1 către Tesaloniceni, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă cu aceste cuvinte: fraților, să vă dați silința să trăiți în liniște, adică să rămânem în cele ale noastre și să nu ne lăsăm tulburați de feluritele zvonuri care în mod obișnuit se nasc din dorința de bârfă a celor ce le nevesc. Ca să nu ne liniștim pe noi înșine și să nu ne liniștim și pe alții. În continuare, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să vă faceți fiecare cele ale voastre, adică să nu dorim să cercetăm din curiozitate faptele lumii și să nu spionăm felul de viață al altora, în loc să ne dăm osteneala spre îndreptarea noastră și spre cultivarea virtuților. Mai departe, Sfântul Apostol Pavel arată că lenea este cauza tuturor relelor, zicând: vă poruncim, fraților, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriți de orice frate care umblă fără de rânduială, pentru că unii dintre aceștia sunt răzvrătiți și disprețuitori, mădulare stricate de putreziciunea lenei, care trebuie retezate din mijlocul nostru, ca să nu se strice mădularele cele sănătoase, pentru că mintea leneșului nu este în stare să cugete altceva decât la mâncare, la pântec, la iscodire și bârfă. Toate sfaturile anterioare ale Sfântului Apostol Pavel sunt cuprinse în aceste cuvinte: cine nu vrea să lucreze, acela să nu mănânce. Cel stăpânit de somnul leneș și al neliniștii, nevrând să se întrețină din munca mâinilor sale, pe care Apostolul Pavel a practicat-o de-a lungul întregii sale vieți și ne-a poruncit și nouă să o practicăm, se va folosi, desigur, de unele mărturii ale Scripturii din care își face un oarecare acoperământ al lenei. Este scris, va spune el, lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne spre viața cea veșnică. Dar aceste mărturii sunt niște petice luate din întregimea solidă a textului evanghelic, spune Sfântul Ioan Casian. Sunt mărturii scoase din context, fiind cusute aici mai degrabă să acopere ticăloasa noastră lene și rușine, decât să ne încălzească și să ne împodobească cu haina scumpă și desăvârșită a virtuților. Sfântul Ioan Casian povestește mai departe de Ava Paul, care, trăind într-un pustiu foarte izolat, unde fructele palmierilor și mica grădină îi asigurau hrana din destul, totuși aduna frunze de palmier și își impunea o muncă zilnică neîntreruptă. După ce își umplea peștera cu munca întregului an, dădea foc la tot ceea ce lucrase. Făcea aceasta ca să-și păstreze prin muncă curăția inimii, statornicia gândurilor și a trupului și să dobândească izbândă asupra duhului neliniștii.
În legătură cu asaltul neliniștii, în vremea Sfântului Ioan Casian, circula această învățătură sfântă, transmisă din generație în generație de la marii părinți ai pustiei. Cel ce muncește este ispitit de un singur demon, cel al slavei de șarte sau al trufiei. Dar cel ce lenevește este prada nenumăratelor duhuri. Remediul cu ajutorul căruia putem înlătura duhul neliniștii din inimile noastre este enunțat de Sfântul Ioan Casian în următorul principiu. De asaltul neliniștii nu trebuie să scapi ferindu-te, ci trebuie să o birui înfruntându-o prin muncă statornică. A șaptea luptă pe care o are de dus nevoitorul ce își dorește să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, prin curățarea inimii de patimi, este împotriva duhului slavei de șarte. Pe când celelalte păcate sunt cunoscute ca fiind simple și cu o singură înfățișare, acesta este însă complicat, având multe și felurite fețe, și își atacă adversarul din toate părțile. Acest păcat ne asaltează trupește când ne mândrim pentru bunuri materiale sau pentru lucruri care se văd. Și ne subjugă sufletește când ne îngânfăm pentru bunurile spirituale și ascunse din dorința de laudă deșartă. Într-adevăr, slava deșartă încearcă să-L rănească pe ostașul lui Hristos și prin ținută, și prin înfățișare, prin mers, prin glas, prin lucrare, prin priveghere, prin posturi, prin rugăciune, prin retragerea în singurătate, prin citit, prin știință, prin tăcere, prin supunere, prin umilință, prin îndelunga răbdare. Acest viciu e întocmai ca o stâncă foarte primejdioasă, spune Sfântul Ioan Casian, care, acoperite de valuri umflate, cauzează un naufragiu neprevăzut și cumplit navigatorilor care, înaintând cu vânt prielnic, nu se așteaptă și nu prevăd niciun pericol. Slava deșartă, căruia nu i-a putut stârni mândrie prin veșmânt, împodobit și curat, încearcă să-i o strecoare prin unul murdar, neîngrijit și fără de preț. Pe cine nu l-a putut dărâma cu râvna după onoruri, îl face să se poticnească prin umilință. Pe cine n-a izbutit a-l împinge la mândrie prin podoaba științei lui și a vorbirii alese, îl înfrânge prin aerul grav al tăcerii. Dacă postește în văzul lumii, este ispitit să se mândrească. Dacă din dispreț pentru slavă ascunde acest lucru, cade și prin asta în boala mândriei. Frumos înfățișează bătrânii natura acestei boli când o descriu în felul unui bulb de ceapă, căruia, înlăturându-i un înveliș, îl afli acoperit de un altul. Și tot așa, oricâte foi îi scoți, tot atâtea îi descoperi dedesubt. Boala aceasta nu se străduiește a vătăma pe cineva în nimic altceva decât tocmai în virtuțile sale, dându-i lovituri nimicitoare chiar în cele ce constituie temeiurile vieții lui duhovnicești. Astfel, tocmai pe această cale a virtuților ne prăbușim, umflați de izbânzile noastre și cu picioarele sufletului legate ne potignim împiedicați
de lanțurile vanității. Așa se face că noi, care n-am putut fi biruiți în lupta cu celelalte vicii, suntem învinși de strălucirea triumfului nostru. Sfântul Ioan Casian povestește mai departe de un părinte care fără greutate nu mânca în mănăstire fiind câte 5 zile. Dar venind în pustiu, îl chinuia foamea începând de la a 3-a oră, adică ora 9 dimineața. Întrebându-se de ce, Ava Macarie i-a spus, fiindcă aici în pustiu nu este niciun martor al ajunării tale, care să te hrănească și să te susțină cu laudele lui. Acolo însă, în mănăstire, degetul oamenilor și slava de șartă îți țineau loc de mâncare. Slava de șartă pentru un singur lucru este totuși folositoare începătorilor, spune Sfântul Ioan Casian, care sunt încă ademeniți de viciile carnale. Aceștia, dacă de exemplu, fiind biciuiți de duhul desfrânării, se gândesc la vrednicia unei slujbe sau la buna părere a celorlalți, care îi cred cinstiți și nepătați, măcar gândindu-se la aceasta, dau înapoi, împotrivindu-se pornirilor spre desfrânare, învingând așadar, printr-un rău mai mic, pe unul mai mare. Remediul cu ajutorul căruia putem înlătura Duhul Slavei de Șarte din inimile noastre este enunțat de Sfântul Ioan Casian în următorul principiu. Să nu îngăduim să facem nimic din orgoliu pentru slavă de șartă, fiindcă îl jignim pe Dumnezeu preferând să facem pentru plăcerea oamenilor ceea ce s-ar cuveni să facem pentru El, care, ca Cel ce cunoaște cele ascunse ale noastre, va da pe față că am pus pe oameni mai presus de Dumnezeu și slava lumească mai presus de cea a Domnului. Păcatul trufiei, deși este ultimul, în lupta pornită împotriva păcatelor, este totuși primul prin origine și timp. Este, de fapt, păcatul lui Lucifer. Să ne amintim că Lucifer, înveșmântat în lumină dumnezeiască și strălucind prin dărnicia ziditorului, printre celelalte puteri cerești, a crezut că deține, prin tăria propriei sale naturi, splendoarea înțelepciunii și frumusețea virtuților, cu care, de fapt, îl împodobise harul lui Dumnezeu. Trufindu-se pentru asta, s-a socotit asemenea lui Dumnezeu, pretinzând că, întocmai ca și Dumnezeu, nu are nevoie de nimeni. Această cugetare a devenit pentru el prima cădere. Trufia, acest monstru foarte crud și mai mare decât toate păcatele de mai înainte, îi pierde cu o mușcătură cumplită, îndeosebi pe cei desăvârșiți și ajunși pe ultima treaptă a virtuților. Două sunt felurile trufiei, spune Sfântul Ioan Casian. Unul spiritual și celălalt carnal. Trufia spirituală îi atacă de regulă pe cei desăvârșiți, care, biruind viciile de mai înainte, se află acum așezați aproape pe culmea virtuților, fiindcă vicleanul vrăjmaș n-a putut să-i supună
prin alunecarea trupului, încearcă să-i doboare, prăbușindu-i duhovnicește. Printr-o fie îi despoaie de toate meritele slujirilor de mai înainte, câștigate cu multă trudă. Însă pe noi, cei încă stăpâniți de patim pământești, vicleanul vrăjmaș ne surpă printr-o trufie, ca să spun așa, mai grosolană, cea a cărnii. Această trufie a trupului nu ne îngăduie să ne coborâm de la înfumurarea lumească la adevărata smerenie a lui Hristos. Și de aceea ne face nesupuși și duri, lipsiți de orice simțământ de blândețe și de omenie. La cel stăpânit de duhul trufiei, cărnii, glasul îi se ridică, cuvântul îi devine tăios, răspunsul acru și revoltat, mersul mândru și agitat, limba slobodă și niciodată dispusă să tacă, decât numai când inima îi este roasă de vreo ranchiună împotriva cuiva. Atunci tăcerea lui nu înseamnă căință sau umilință, ci trufie și mânie, încât nu cu ușurință se poate distinge ce este mai nesuferit în comportarea acestui om, acea veselie gălăgioasă și nerușinată sau seriozitatea fioroasă și dușmănoasă de acum. Cel stăpânit de semeție ușor aduce tuturor jigniri, respinge cu dispreț orice îndemn de a se coborâ să ceară scuze celui insultat, până și iertarea cerută de celălalt o refuză strâmbând din nas. Prin urmare, semnele care ne indică clar trufia cărnii sunt: în vorbirea celui trufaș e țipăt, în tăcere amărăciune, în veselie râs gălăgios și necumpătat, în seriozitate tristețe fără sens, în răspuns pornire dușmănoasă, în conversație superficialitate, cuvintele dând năvală la întâmplare fără nicio judecată. Trufia este lipsită de răbdare, străină de dragoste, gata să aducă insulte, nevolnică pe de altă parte să le îndure la rândul ei. Nu se împacă să primească îndemnuri de la alții, nu-și poate reteza voile proprii. Trufia, așadar, în schimb, rezistă îndărătnic oricărei voințe străine, se străduiește necontenit să-și impună punctul ei de vedere, neîmpăcându-se în niciun chip să cedeze cu ceva cuiva. Răul trufiei este atât de mare încât se învrednicește să aibă potrivnic nu vreun înger, nici alte virtuți opuse, ci chiar pe însuși Dumnezeu. După cum spune apostolul, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Sau cum zice în altă parte, toată inima semeață este urăciune înaintea Domnului. Mântuitorul Iisus Hristos, arătându-ne cum trebuie să ne împotrivim continuu trufiei, prin smerita cugetare, a zis: eu nu pot să fac de la mine nimic. Tatăl care rămâne întru mine face lucrările lui. Cu alte cuvinte, nu se va putea înălța niciodată în sufletul nostru edificiul virtuților, dacă mai întâi nu vom fi pus în inimă temeliile adevăratei smerenii, care, consolidată puternic,
poate susține templul desăvârșirii și al dragostei. Prin urmare, să arătăm mai întâi față de frații noștri și de cei apropiați. Adevărata umilință izvorâtă din adânca simțire a inimii, neputându-ne împăca sufletește dacă îi întristăm sau îi jignim cu ceva. Toate câte le-am suferit, oricât de nedrepte ar fi sau triste și păgubitoare, le vom suporta cu foarte multă răbdare dacă ne vom gândi necontenit, fie la patimile Domnului nostru Iisus Hristos, fie la cele ale tuturor sfinților, considerând că suntem încercați de nedreptăți cu atât mai ușoare, cu cât ne aflăm atât de departe de meritele și de viața acestora. Remediul cu ajutorul căruia putem înlătura Duhul Trufiei din inimile noastre este enunțat de Sfântul Ioan Casian în următorul principiu. Să păstrăm cu cea mai mare tărie aceeași umilință față de Dumnezeu și față de oameni, recunoscând că fără ajutorul și harul lui Dumnezeu nu putem face nimic din cele ce se referă la desăvârșire și să credem cu tărie că însuși faptul de a ne învrednici să înțelegem acest lucru este tot un dar de la Dumnezeu. Prin urmare, vom putea scăpa de lațul celui mai ticălos duh dacă la fiecare virtute la care simțim că am înregistrat o sporire, vom spune acest cuvânt al Apostolului: prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Chiar autorul mântuirii noastre, Domnul nostru Iisus Hristos, spune: cel ce rămâne întru mine și eu întru el, acesta aduce roadă multă, căci fără mine nu veți putea face nimic. Dacă ne amintim de pildă că tâlharul de pe cruce a fost primit în rai datorită unei singure mărturisiri, ne vom da seama că el a dobândit atâta fericire nu prin meritul alergării lui, ci a câștigat-o în dar din mila lui Dumnezeu. O veche sentință a părinților spune că nimeni nu poate fi curățit de plin de patimile trupului dacă n-a înțeles că orice chin și orice strădanie sunt neîndestulătoare pentru a atinge desăvârșirea și dacă nu recunoaște că desăvârșirea aceasta este obținută numai prin mila și cu ajutorul lui Dumnezeu. Pe de o parte, desăvârșirea nu poate fi atinsă cu niciun preț fără eforturile noastre personale, posturile, privegherile, cititul cărților sfinte, zdrobirea inimii și a trupului, dar, pe de altă parte, nu poate fi atinsă nici dacă vom fi lipsiți de harul lui Dumnezeu. În concluzie, aceste 8 vicii, deși asaltează tot neamul omenesc, totuși nu îi atacă pe toți la fel. De aceea trebuie să luptăm împotriva lor în așa fel încât fiecare, descoperindu-și viciul de care este molipsit mai mult, împotriva lui trebuie să dea lupta principală, potrivindu-și față de loviturile lui toată grija, atenția și observația. Astfel, învingându-le întotdeauna pe cele mai puternice vicii, va avea o victorie repede și ușoară împotriva celorlalte. În acest sens, Sfântul Ioan Casian dă următorul exemplu.
Cei care luptă în arenă atacă la început fiarele care, pe care le-au văzut mai primejdioase, fiindcă dacă le ucid mai întâi pe acestea, cele mai puțin fioroase pot fi răpuse mai ușor. Așa este și cu viciile. Astfel, lăcomia se vindecă prin cumpătare, desfrânarea prin abstinență sau castitate, iubirea de arginți prin sărăcia de bunăvoie sau prin milostenie, mânia prin blândețe și răbdare, tristețea prin contemplarea bunurilor viitoare și conștientizarea efemerității acestei vieți, neliniștea prin muncă și statornicie, slava deșartă prin smerenie, iar trufia prin conștiința că nu putem face nimic fără Dumnezeu. Cu alte cuvinte, după cum spune Sfântul Ioan Casian, cele contrare se vindecă prin contrariile lor. Trebuie să ne amintim clipă de clipă că despătimirea, adică curățirea inimii de patimi, este scopul nostru apropiat al fiecărui creștin și grija noastră permanentă pentru cel ce își dorește desăvârșirea, fără de care nimeni nu va ajunge la scopul final, intrarea în împărăția cerurilor. În plus, desăvârșirea inimii ca scop al oricărui creștin impune și stăruință permanentă în rugăciune, dar și o netulburată liniște a minții, pe cât este îngăduită ființei umane fragile, precum și o veșnică puritate. Dar despre acestea vom vorbi într-o conferință viitoare. Sfârșit și lui Dumnezeu slavă, să-L aplaudăm pe Sfântul Ioan Casian. Am să răspund doar 5 minute la întrebări. Adică întrebarea este cât de repede plecăm. Cred că lucrul cel mai bun pe care putem să-l facem este să luăm înregistrarea, să o ascultăm cât de des acasă. Acolo, aici găsim răspunsuri la toate întrebările noastre. Nu vă supărați dacă formatul conferinței de astăzi va fi diferit. Adică, se finito. Spuneți, domnul Marcel. E cineva care vrea să pună o întrebare? Nu este nimeni. Atunci, haideți să zicem o rugăciune și vă mulțumesc din suflet pentru participare. Cu drag. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pre tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Am ascultare de la Părintele Ioan înainte să plecați. Să vă spun două vorbe despre ultima carte pe care a editat-o Părintele, pe care a scris-o și a editat-o Părintele Ioan, Părintele nostru drag de la mănăstire. Cartea se intitulează Misterul persoanei, Omul și miracolul credinței. Este, din punctul meu de vedere, cea mai bună carte pe care a scris-o până acum, după cealaltă, Frumusețea care va salva lumea. Vă recomand să o cumpărați, să parcurgeți paginile acestei cărți.
Este o carte în care găsiți argumente foarte puternice pentru credința noastră și în plus de aceasta, o carte în care găsiți care este demnitatea persoanei umane în creștinismul ortodox. Veți vedea că omul în creștinism are într-adevăr valoare de templu, de templu al Duhului Sfânt, are o valoare veșnică care trece dincolo de realitatea morții, dincolo de realitatea mormântului. Veți găsi așadar în această carte argumente teologice, filozofice, argumente poetice care vin să susțină aceste două lucruri. Persoana umană în creștinism, valoarea ei și credința creștină. Vă recomandăm așadar să o cumpărați. Eu am parcurs paginile, m-au impresionat. Este o carte de foarte, foarte mare folos pentru fiecare dintre noi. Îmi pare rău că părintele n-a putut să fie aici, atras de frumusețea naturii, a rămas să cultive vreo 20 de pomi fructiferi. Eu mă ocup cu vorbe, cu chestii de-astea simple și fără rodire. Domnului Marcel îi mulțumim încă o dată, Școlii Brâncovenești, o școală creștină. Lăudăm și apreciem inițiativa în fiecare an, ori de câte ori ne invită acolo la deschiderea școlii, ori de câte ori organizează câte un eveniment, iar copiii care merg la această școală se bucură de o educație după valorile creștine, așa cum le-ați ascultat în seara aceasta, spuse atât de poetic și de frumos, de profund, de Sfântul Ioan Casian. Avem nevoie de astfel de vorbe, mai ales în acest veacul, în acest secol al vitezei, avem nevoie de aceste principii, avem nevoie de o educație creștină, domnule Marcel Bouroș. Să vă țină Dumnezeu puternic, să vă țină tare pe baricade și să duceți mai departe această sămânță de moralitate în județul Constanța. De ce nu? Ca orice sămânță pe care o iau vântul, ea poate fi răsădită și în alte părți. De altfel, trebuie să vă mărturisesc că după modelul Școlii Brâncovenești de la Constanța, cu ajutorul, prin intermedierea mea și a fratelui meu, s-a deschis la Suceava o grădiniță și acum urmează să se deschidă o școală creștină. Așadar, felicitări, domnule Marcel, vedeți că orice lucrare pe care o facem pentru Dumnezeu rodește, că ne dorim sau nu ne dorim. De multe ori nu rodește atât de repede cât ne-am dori, ne deznădăjduim, dar dacă avem puțin pică răbdare, o vorbă moldovenească, cu certitudine va rodi mai devreme sau mai târziu. Cam atât am avut de zis. Vă mulțumesc din suflet pentru răbdare, vă mulțumesc din suflet pentru prezență. Vă rog totuși doar un minut sau două. Acum, după ce m-a lăudat părintele, am trecut de la data 8. Dar am o rugăminte, părinte, mi-a fapt de surprindere, așa, prin încheiere. Cred că există o patimă cu care Sfântul Ioan Casian a luptat poate mai puțin, deși probabil că se regăsește în cele 8. Și cu care noi ne confruntăm în educația copiilor. Cred că nu numai cei de la școala Brâncovenească, ci toți părinții care au copii. Și anume, dependența de virtual a copiilor. Dacă ne-ați putea spune câteva cuvinte, ne-ați putea da câteva sfaturi cum putem lupta împotriva acestei ispite. Alunecarea aceasta în virtual o aveau și părinții pustiei și oamenii de altă dată, dar se consuma la nivelul minții și Sfântul Ioan Casian a văzut că o descrie foarte frumos ca păcatul lenii sau al neliniștii. Când omul se învârte ca un leu în cușcă în propria lui locuință și nu știe ce are de făcut. Se întâmplă lucrul acesta în deosebi la omul care nu-și propune, nu-și planifică de cu seară ce trebuie să facă a doua zi. Se trezește și
se învârte așa de câteva ori, dă iama în frigider, după aceea pune mâna pe telecomandă și în final, în zilele noastre, ajunge în fața calculatorului. Cu alte cuvinte, această dependență de virtual, de fapt, este expresia unei carențe educaționale în ceea ce privește munca. Eu însumi, produs al acestei culturi moderne, am fost educat de mama mea să mă ocup de școală, care școală în sfârșit. De care școală în sfârșit mai mult nu mă ocupam decât mai ocupam. Și întotdeauna îmi dădea peste degete ori de câte ori vreau să fac ceva în bucătărie, să duc gunoiul, să întreprind și eu activități practice în spațiul pe care îl conlocuiam. Prin urmare, după 20 de ani în care nu faci nimic, este foarte greu totuși să faci ceva. Eu mărturisesc, ori de câte ori am ocazia, că am avut șansa unui pedagog iscusit, care mi-a ars un șut în fund și am ajuns la Constanța și de aici șansa unui alt pedagog, în preasfințitul Teodosie, care mi-a dat un brânci pe dealul Casienilor, amândoi, deopotrivă, punându-mă la treabă. De la 24 de ani, muncesc în continuu, a fost șansa mea ca să lupt cu această patimă și cu toate acestea vă mărturisesc sincer că n-am reușit să o virui. Ce pot să îmi aduc aminte? Mă consolez cu aceea că Maria Egipteanca 17 ani a luptat cu duhul desfrânării, o cantitate egală de ani cât acest duh a slujit acestui duh. Dacă eu am stat de 24 de ani prin școli, deocamdată am doar 17 ani de luptă, cât mai bine. Poate peste 7 ani, să zic și eu, să mă fac și eu om de treabă. Am făcut o boacă la o dată în facultate cu o iubită de-a mea. Nu m-a dus la o întâlnire și a fost foarte supărată și vorbea cu o prietenă de ei. Zice, măi, ce s-o fi întâmplat cu ăsta de n-a venit? Poate l-a călcat mașina. Poate și imagina săraca ce putea fi mai bun, știți, pentru ea. Dacă mă găsa o mașină, mă repara de acum. Și prietena asta comună și a mea și a zis, dragă, stai liniștită, că nu le-a Dumnezeu pe ăsta înainte să facă și el o treabă de israb. Și să știți că a avut dreptate. Așadar, recomand părinților să nu pregete să-și pună copiii la treabă. Vai de părintele care nu oferă o educație practică copilului său, mai târziu îi va ieși pe toate părțile, ca să mă exprim mai golănește. Lucrul acesta, că n-a avut grijă. Dar, din păcate, părinții sunt la fel de comozi, așa cum am fost și eu, și preferă să-și lase copiii în fața calculatoarelor, în fața telefonului mobil, decât să rupă din timpul lor atât de prețios. Vezi, Doamne, cine știe ce lucruri extraordinare fac ei pentru salvarea omenirii. Așadar să-și rupă din timpul lor atât de prețios și să împartă cu propriilor copii. Sunt foarte mulți părinți care, propriu zis, nu-și amintesc cum au crescut copiilor. S-au trezit cu propriilor copii mari. Mari, cu patimi, cu apucături, cu obișnuințe, foarte greu de îndreptat deja de la o vârstă. Așadar, dacă eu aș fi avut copii, spuneam cuiva, l-aș învăța să gătească, l-aș învăța o meserie, așa, și l-aș învăța să citească. Cu școala, aș trimite la școala brâncovenească, dar cu școlile astea alte, în care fac de toate și nimic, în care totul este teorie ruptă de orice realitate practică, pur și simplu copiii aceștia
sunt sortiți unui viitor foarte nesigur. Să știi o meserie este un mare câștig pentru viitor, pentru viața ta. Noi aveam un profesor de matematică în liceu și ne prindea la ora de matematică că lucram la franceză. Aveam ora de franceză, o profesoară foarte exigentă și ne vedea și atunci ne spunea: pentru ce învățați voi limbi străine, o limbă străină, pe care să ne ducem în străinătate? Și dacă ajungi în străinătate, care este avantajul tău? Zice, știm să comunicăm și să vorbim cu străinii de acolo. Dragul meu, îmi zicea profesorul de matematică, să știi de la mine că un străin nu te întreabă dacă știi limba lui. Asta nu-l interesează, că asta o știe și el. Te întreabă ce știi tu să faci. Vedeți? Noi am avut profesori în școală, să-i numim așa, din generația veche, pedagogi adevărați. Eu le păstrez o memorie vie și o bucurie de asemenea în suflet când îmi amintesc de ei. Anul trecut, apropo, am avut întâlnirea de 20 de ani de la terminarea liceului, colegiul Ștefan cel Mare din Suceava. Da, cam atât, domnul acel. Deci puneți-i la treabă, dați-le brânci, că nu greșiți.